de-a lungul istoriei. Da, să rămână. Orice meci ar fi fost, n-ar fi fost ușor, asta e clar. Numai niciun meci de fotbal nu mai ușor, ați văzut și Liechtenstein cu Armenia. Sunt multe exemple care putem da. Prima oară când am început cariera la CFR, tot la Botoșani am început și tot meci greu am avut. După care în 3 ani sau cât am stat eu adunat la CFR, toate meciurile cu Botoșani au fost echilibrate. N-a fost un meci în care echipa, să zici, că a fost mult mai bună. Poate când am plecat eu a fost o victorie, că e egalul CFR în deplasare cu 5-1 la Botoșani și era Consens sau antrenor. În rest, din ce cunosc eu, toate meciurile au fost foarte echilibrate. Din păcate, nu suntem într-o perioadă bună, pentru că au fost meciuri de la Națională și după aceste meciuri CFR a ieșit în pierdere. Asta e clar. Cred că e singura echipă care a avut 2 jucători accidentați, și aici mă refer la Alibec și la Susic. Plus că alți 2 jucători s-au mai accidentat în antrenamente, Omrani și cu Grahovac, și deja 4 jucători după lista UEFA mă trezesc că nu i-am. Deci va fi o perioadă grea și nu știu cum, dacă vom continua în ritmul ăsta, nu știu ce vom face în continuare, pentru că la UEFA n-ai voie să schimbi jucători și să bazi alți jucători. Și meciurile vin la 3 zile, sunt foarte grele. Jucăm la Craiova, jucăm în cupă la Craiova, acasă cu ei în campionat, jucăm în Cehia, jucăm la Arad. Deci vor fi foarte multe meciuri și am nevoie de jucători. Fără jucători nu poți să câștigi meciuri. A fost puțin ciudat, n-a fost cap de serie în cupa României. Am citit criteriile, s-a spus că cine a fost anul trecut în optimi sunt cap de serie. Asta este regula la cupă, deci nu putem noi să-i certăm pe ei. Sau... E clar că e ciudat când vezi că ești în a doua rundă, ai luat campionatul și tu nu ești în... Chiar nu înțeleg aceasta, dar asta a fost decizia lor. Echipa care a câștigat cupa joacă cu campioana în primul meci. Nu mi se pare logic, normal, dar dacă asta e Cupa României, trebuie să o respectăm. E clar că meciul ăla pentru noi nu cade bine. Nu cade bine și vedem cum îl vom trata. N-ai cum să mai muncești prea mult, n-ai cum să mai faci ce vrei tu, pentru că n-am fost de la început. Și din mers, greu să mai zic eu că mai pot să fac ceva, pentru că sunt meciuri foarte multe. Deja v-am explicat, sunt foarte îngrijorat și foarte supărat că deja 4 jucători nu pot participa la meciuri. Și jucători foarte importanti. În primul rând, atacanții care câștigă meciuri și nu pot participa la meciurile astea, sunt foarte îngrijorat, pentru că sunt convins că cererile sunt în continuare foarte mari la CFR, așa a fost mereu și o să fie, nu interesează cine joacă și cine nu joacă. Și când am jucat fără vreo 7-8 jucători cu COVID și accidentați, n-a interesat pe nimeni. Lumea interesează CFR să câștige. Dar eu sunt îngrijorat în momentul ăsta. Alibec să știe că e o lună, la Susic 2-3 săptămâni, deci n-are cum să joace 3-4 meciuri. Grahova cel puțin la fel. La Omrani sperăm să fie cea mai ușoară accidentare. Poate, eu știu, o săptămână. Păi v-am spus, eu nu înțeleg, sincer, iar o să mă zic că o să mă plâng. Eu nu înțeleg aceste reguli cu jucătorii. Dacă un club vrea să țină 30 de jucători și îi plătește, de ce trebuie să îi antreneze separat? Că eu n-am nimic cu jucătorii aia, v-am spus-o, eu chiar îi vreau. Pentru că am nevoie de ei. Că dacă aveam meciuri o dată pe săptămână, ca celelalte echipe, era logic. Dar noi fiind în cupele europene, având 6 meciuri în plus, eu țin jucătorii afara lotului degeaba. În loc să-i folosesc la meciurile astea în cupă, în campionat, să pot să vă folosesc de ei. Deci mi se pare absurd să nu mărim numărul de jucători la o echipă, mai ales la echipă care joacă în cupele europene. Ar fi logic să se ia o măsură. Pentru că jucători nu mai putem lua. Și ce să mai fac cu ei jucători dacă noi avem aici și nu putem să-i băgăm? Mai e și problema asta. E bună și întrebarea cu Burcă, pentru că l-avem pe Bordeanu, care n-a mai jucat fotbal de mult. L-avem pe Culio, care tot așa de mult. Și l-avem și pe Burcă, care 3 luni n-a jucat. Deci avem 3 jucători în lot, la fel, care
Nu am mai jucat de mult și aici iar trebuie să știu, să vedem cum pot să-i fac să joace cât mai puțin primele meciuri și să mergem treptat, adică să joace o repriză, după care să meargă la 60 și la 90. Burca arăta bine, dar te poți înșela, pentru că el 3 luni n-a jucat. Mai vedem dacă va juca titular sau nu la Botoșani. Păi vă dați seama, orice jucător important, e bun, bine să-l ai. Acum nici Alex nu prea s-a mai antrenat, a fost și el accidentat, a avut probleme, nici el nu arată foarte bine din punct de vedere fizic. Alauschis nu este în lot acum, n-a mai venit la Cluj, am înțeles că vorbește cu conducătorii, eu n-am mai vorbit cu el pentru că m-am concentrat 100% pe jucătorii de câmp, iar portarii care avem, ăia sunt, nu putem să-i schimbăm acum. Tot din această cauza acestei reguli. Cred că a văzut ceva jucători în aceste zile, chiar clubul a făcut anul oficial, plecările. Da, păi le urăm baftă, le urez, îmi pare rău că n-am lucrat, n-am avut cu nimeni nimic, pur și simplu v-am spus, nu-mi permite numărul de jucători să fac ce vreau eu. E absurdă regula, spunea și neantră, condițiile în care ce trebuie să joacă acum. Nu, dar îi plătim. Și dacă îi plătim, îi plătim. Noi nu facem nimic. La UEFA, tot la fel, n-am înțeles, a trebuit să dăm lotul cu 2 săptămâni înainte și între timp s-au jucat meciurile naționale. Păi lasă-ne să vedem meciurile echipei naționale și păi lasă-ne să punem și noi lista. Tot la fel, mi se pare ceva incredibil. Plus că acolo iar n-avem jucători datorită faptului că nu au fost crescuți de club și aici mi se pare, dacă la UEFA vrei să pui 30, pune 30. Cei de la UEFA poate ori și mai bine. Sau lasă-ne să decidem cu o zi înainte de când încep grupele, ca să vedem ce jucători avem în valizi. Lucrurile astea au făcut ca noi să nu fim acum într-o poziție prea bună. Revenim la campionat, e important, un rezultat bun, sâmbătă la Botoșani, condițiile în care urmează de prima deplasare din Montreal. Eu zic că Botoșani, eu anul ăsta, la ce am văzut, am văzut toate 7 meciurile de când m-am întors. Știți că îmi place să studiez foarte bine adversarul. Sunt surprins de unde găsesc jucătorii ăștia, sincer. Eu, din divizia D, din Brazilia, și-a adus un jucător care va costa mult, sunt convins, Santos. Sau de Liga 3-a din Franța. Aduc jucătorii, cineva acolo are ochi, clar, cred că antrenorul, nu știu. Curăitorul, numai antrenorul care era la început, care era numai pe atac, acum e puțin mai pragmatic, mai schimbă și sistemul de joc. Eu îi văd 100% în play-off și anul trecut au ieșit pe locul 4, acum anul ăsta eu cred că poate să-și dorească mai mult. Felul cum joacă, clubul e liniștit, patronul îi dă mână liberă la antrenor, ei vând mereu jucători și produc. Deci, cred că e unul din cei mai buni antrenori care a avut vreodată Botoșan, Croitorul, pentru că reușește, chiar dacă schimbă 13-14 jucători pe an, să producă rezultate și fotbal frumos. Deci au un merit toți acolo, cred. Și înainte poate erau numai cu agresivitatea, cu, eu știu, cu fizicul. Acum joacă, au foarte mulți jucători de atac și poate să-i schimbe. Chiar eu am o idee așa cine joacă, dar nu sunt sigur, pentru că sunt prea mulți jucători. Și am fost surprins de modul cum au bătut la Craiova, au jucat cu 3 fundași centrali, înainte nu jucau deloc. Și la Sepsi la fel, au jucat cu 3 fundași, adică cu 5 fundași. Și au făcut-o foarte bine și sunt convins că va fi un meci foarte, foarte greu, dar pentru noi orice meci e important, indiferent unde îl jucăm, CFR e CFR și trebuie să câștigi orice meci. Pe Budescu te-a dorit la CFR, a ajuns în timp la FCSD, dar știu că numai o lună, 4 luni, CFR-ul îi spunea că în proporție de 80% Budescu vine la club. M-a întrebat patronul, m-ați întrebat și voi și am zis că jucătorii buni mie îmi plac. Dar unde să-l pun? În ce listă să-l mai pun și pe el? Nu mai aveam nicio listă, niciun loc. Dacă se mărea această listă, e un jucător care mie îmi place. Adică, ori jucătorii buni îmi plac. Poate toată lumea zice că nu e stilul meu, că nu știu cum, dar eu n-am avut probleme cu jucătorii buni. Mie jucătorii buni îmi plac. Sunt de luat pentru că fac diferența. Budescu e un jucător până la 40 de ani, dacă joacă, va face diferența. Asta e clar. Păi da, Alibec e accidentat și Budescu nu e aici. N-avem ce face. A rămas vis, nu? Dar să nu uităm că și noi avem jucători foarte buni, nu numai FCSB, și trebuie să ne bazăm pe ei, cu jucătorii care, aceștia s-au câștigat aproape
toate meciurile și anul ăsta și anii trecuți. E un lot foarte bun la CFR. Dacă lotul e valid, noi cu FCSB și cu Craiova avem loturile cele mai bune, dar trebuie să fie toată lumea aptă de joc. Am zis Botoșani și cele trei, plus Rapid, e posibil, Farul, la fel, Hagi e Hagi, vedeți cum s-a întors, să antreneze, parcă s-a schimbat ceva la echipă, nu? Hagi e cel mai mare jucător din istoria României, dar și unul din cei mai mari antrenori. Să vede și mâna lui, iar la Rapid, cine a făcut echipa, cred că Daniel Nicolae sau cine a ales jucătorii, a făcut-o foarte bine, pentru că au un echilibru, să nu iei gol la atâtea etape și poate au pierdut demeritat ultimul meci, cred eu, cu Craiova. Vor fi acolo. Depinde, acum trebuie să vedem cât vor rezista, dar Rapid arată foarte bine. Și entuziasmul și fanii duc spre... Am fost la meciul cu FCSB și m-am nimerit în mijlocul fanilor Rapidului, din greșeală. Incredibil cum sunt la meciuri, poate să-i ducă la victorie. Deci, până la meciul cu Rapid mai am vorbit de ei, acum așa, m-ai întrebat de ei. Aseară națională, cum vi s-a părut? Nu prea îmi place să-mi dau cu părerea, după aia spune că l-am criticat sau l-am lăudat pe antrenor sau pe echipă. Hai să spun și eu, ca toată lumea, trebuie să fim mulțumiți că nu merita mai mult. 0-0 a fost maxim ce a meritat noi aseară. E deranjant o declarație pentru cea lui Răzvan Marin, pentru un antrenor, dacă ați fi fost selecționer, ați mai fi convocat? Nu știu ce a zis, da. La jucătorul la cald și antrenorul de obicei vorbesc multe, dar Răzvan Marin, eu zic că e un jucător serios. Joacă în Italia, la Cagliari. Trebuie respectat, sunt convins. Dacă a zis ceva greșit, sunt convins că el regretă ce a zis. El e un jucător foarte serios. Păi știu, după meci și se poate, când e supărat. Mie de-aia nu-mi place după meciuri să merg în cabină la băieți, niciodată. Nu mai poate, dacă e o victorie mare, să mă duc să-i pup. Dar restul, nu intru, pentru că la nervi și la supărare se poate spune multe. Aveți un pronostic pentru derbiul din Liga 1 din această etapă? Dinamo cu FCSB? Da, Dinamo. Cred că va fi meci frumos, poate egal. Dinamo, nu mai e Dinamo care a fost. Dar nici jucătoria care a venit nu le va fi ușor, dar se vede că s-au întărit. Adică dacă au avut voie la transferuri, au luat și jucători cu nume, iar indiferent, cred că cine juca, era un meci echilibrat. Va fi un meci echilibrat, e posibil un egal. Cu Germania avem vreo șansă? Normal. La meci, în fiecare meci ai șansă. Acum trebuie să vedem dacă putem. Dar șansă există. Pare că nemții s-au trezit așa. Parcă nu mai sunt în letargia care erau la început și au început să joace serios, dar nu văd de ce nu... N-avem ce pierde la meciul cu Germania. Cu Islanda, cu Armenia și cu Liechtenstein n-avem ce pierde, trebuie să batem. Germania n-avem ce pierde și meciul trecut l-am pierdut doar cu 1-0. Deci e posibil orice. Ei sunt favoriți, nemții. Dar Germania e favorită clară la meciul ăla, dar avem și noi șansa noastră. Ok. La? Doamne. Next question. Păi nu-i lăsăm, dar poți să-i controlezi? Eu sper că-s profesionist și înțeleg. Păi nu va fi acest care era în trecut, nu? Nu mă pricep la întors. Eu nu mă duc sigur.